Bună seara, bun găsit și Hristos a înviat tuturor celor care sunt acum acasă, alături de familie, se uită cu drag la noi și la o piață imobiliară care continuă să crească și semnalele pozitive tind să apară așa pe aici, pe colea. Dacă în industria auto mai primim cât un semnal pozitiv și am avut o creștere și cei care doresc să-și cumpere ceva locuințe în perioada următoare sunt invitați pentru că zilele următoare vin noi oferte pe piață în cadrul celui mai mare târg de imobiliare de la noi din țară. În această seară, o ediție în care discutăm puțin despre trendul pieței imobiliare și ofertele pe care le puteți găsi în această săptămână pe piața imobiliară la Timon 2014, discut alături de invitații mei. Bună seara, domnilor, Hristos a înviat! Bună seara, adevărat a înviat! Dragoș Vulceanu, Asociația Brokerilor Imobiliari. Bună seara, și parte cu care se confundă mereu, Vlad Vlăsceanu, organizator, președinte Timon. Adevărat am viat și bună seara. Domnilor, urmează o săptămână frumoasă. O săptămână în care oamenii ies la shopping sau nu ies la shopping sau vin doar să studieze piața. Eu cred că și-au pus bani deoparte, s-au păstrat suficient bani pentru a merge la cel mai mare târg imobiliar care va avea loc săptămâna aceasta, pentru a face și o achiziție imobiliară. De ce nu în această perioadă să faci și o achiziție imobiliară dacă toate semnalele sunt pozitive și toată lumea se așteaptă ca lucrurile să se îndrepte. Există un interes crescut în acest moment pe piață. Există un optimism ridicat în ceea ce privește viitorul pieței imobiliare și din acest motiv foarte multă lume care până acum a așteptat momentul potrivit pentru a face o achiziție și îndreaptă cu seriozitate atenția către această piață și către o achiziție în perioada imediat următoare. Tocmai de asta întreb, pentru că vorbeam zilele trecute cu cineva și m-a întrebat, dom'le, e bine să-mi cumpăr acum, să mă aștept că o să mai scadă prețurile, o să conteze pentru buzunarul meu în momentul în care iau această decizie peste 3 săptămâni sau peste o lună sau peste 2 luni? Sunt zone în care prețurile au crescut. Deci, pe ansamblu, putem spune că putem vorbi de o stabilizare a prețurilor. Prețurile nu au mai scăzut în ultimii 2 ani, vorbim de câteva procente, 1, 2, 3, maxim 5%, dar în anumite zone prețurile și pe anumite tipuri de proprietăți prețurile au început să crească. Normal, în anumite zone s-ar putea prețurile să continue să scadă. Pe ce tipuri de proprietăți au vorbim început să crească? Proprietățile cele mai, zonele cele mai căutate, să spunem, acolo unde oferta este destul de mică și interesul este destul de mare. În general, în zonele foarte aglomerate, cu blocuri construite după 1980, în apropiere de stație de metrou, se simte o reticență din partea proprietarilor de a reduce foarte mult prețul. Deci dacă până anul trecut, să spunem, puteai să speri o negociere de 10% între prețul solicitat de proprietar și prețul de vânzare, în momentul de față niciun proprietar nu negociază mai mult de 5%. Adică și proprietarii au încredere că își vor găsi cumpărător, iar cumpărătorii simt lucrul ăsta, simt că piața este un pic mai rigidă din punct de vedere al prețurilor, oamenii nu mai sunt atât de flexibili din acest punct de vedere și atunci se simte o presiune din acest punct de vedere. În anumite zone unde blocurile sunt toate vechi, construite înainte de 1977, unde băncile nu mai acordă finanțare, acolo, într-adevăr, lucrurile stau un pic mai prost și este posibil ca prețurile să mai scadă. Nu foarte mult, dar oricum, trendul este descrescător. Bun, ne așteptăm anul acesta, Vlad, la un Timon încărcat, plin cu noutăți, plin cu oferte. Da, e tradiția noastră ca fiecare expoziție să aducă noutăți, să aducă oferte. Ceea ce putem spune că se va întâmpla la acest sfârșit de săptămână este îmbucurător pentru piața imobiliară, este îmbucurător pentru cumpărătorul de locuință, în special pentru cumpărătorul de locuință nouă. Vor fi 5 proiecte absolut noi care vor fi lansate pe piață, exclusiv în cadrul Timon. Care sunt proiectele astea noi? Aș prefera să lăsăm să le descoperim, nu neapărat pentru conferința de presă, cât să le descoperim în cadrul târgului. Sunt proiecte care au ca moment de lansare exact momentul zero, exact cum am spus, nu neapărat conferința de presă, cât prima oră de la deschiderea Timon. Dacă vorbim de ce se va întâmpla, putem vorbi de o creștere a numărului de expozanți, a numărului de companii imobiliare care vin să-și prezinte oferta imobiliară. Vorbim de o creștere a numărului de proiecte, vorbim de
prețuri care sunt atractive pe anumite, pe anumite zone. Vorbim de continuarea programelor de discounturi, pentru că aici este extrem de interesant și vine oportunitatea târgului imobiliar. Practic sunt reduceri semnificative de la, de la prețurile de listă ale expozanților, nu pe toate tipurile de, de unități, dar sunt anumite tipuri de unități care în care poți beneficia de, de discounturi majore. Asta ar fi locuințele noi, bănuiesc. Locuințele noi, vorbim în cadrul târgului de peste 5.000 de locuințe noi care sunt livrabile în următoarea perioadă. Vorbim de alte peste 5.000 care sunt în stadii, în diverse stadii de, de proiect. Dar vorbim și de celebrul de acum parteneriat dintre Timon și Asociația Brokerilor Imobiliari, unde vor fi, cred că mai bine de, de 1.000-2.000 de, de oferte pe, pe apartamente vechi, plus ofertele din portofoliul agențiilor care vin să se expună în cadrul târgului. Că tot îmi vorbeai de acest parteneriat, există și parteneriatul, dacă îl pot numi așa, cu Agenția Națională pentru Locuințe. ANL-ul vine anul acesta cu niște oferte destul de tentante pentru potențialii cumpărători. Da, din punctul meu de vedere sunt extrem de bucuros că am reușit să continuăm participarea ANL-ului la, la un târg imobiliar din România. Dacă în toamnă a fost o premieră, iată că acum devine o, o tradiție, cea de-a doua participare. ANL-ul care va veni cu câteva proiecte extrem de interesante, proiecte adresate pe programul Credit Ipotecar. Bineînțeles, ei mai au alte câteva programe extrem de atractive și celelalte, dar ce întrevăd eu pe zona de, de credit ipotecar și ceea ce pot spune în, în premieră înainte de, de deschiderea târgului, sunt câteva oferte extrem de interesante, extrem de atractive, care pot readuce ANL-ul în, în prim plan, pentru că până la urmă vorbim de cel mai mare provider de locuințe din România. Un provider al statului care întâmpină ceva probleme în anumite zone unde și-a dezvoltat anumite cartiere și ansambluri rezidențiale. Așteptăm să vedem care sunt noutățile domnului Nancu, că atunci când s-a instalat la șefie acolo la ANL, a venit cu niște promisiuni destul de mari și a reușit să schimbe niște lucruri la nivel național, am observat. Și mai mereu când aveam câte o discuție telefonică, era prin nu știu ce oraș, la nu știu ce vizite pe șantier, demara nu știu ce lucrări. Deci mă aștept ca în următoarea perioadă ANL-ul să iasă cu ceva pozitiv la, la suprafață. Cum vedem achiziția de locuințe prin programul Prima Acasă, momentul ăsta, Noua Acasă, că există o bulversare totală a clientului, de nu mai știe ce să înțeleagă. Dom'le, ori e Prima Acasă, ori e Noua Acasă. No, programul astăzi se numește programul Prima Acasă, vorbim de al cincelea an, dacă nu mă înșel, de program Prima Acasă. Exact. Până când nu va apărea o hotărâre de guvern, până când programul Noua Acasă nu va fi implementat prin această hotărâre de guvern, până nu vom ști exact cadrul pe care va funcționa Noua Acasă, vorbim exclusiv de, de programul Prima Acasă. Da, trebuie să știm că discuțiile există de mai bine de, de un an și jumătate. Cu siguranță programul Noua Acasă este cel care va trebui să înlocuiască la un moment dat programul Prima Acasă. Dacă vorbim de estimări în timp, asta depinde exclusiv de, de strategia guvernamentală. Eu estimez că se va întâmpla anul acesta, așa intuiesc, dar nu știm când. Practic, noi inclusiv pe tema târgului este start la programul Noua Acasă. Aici venim și cu cea mai mare ofertă de locuințe noi disponibile spre, spre vânzare din București, dar și din țară. Alături de, de partea de locuințe vechi pentru cei care se mai încadrează sau se mai pot încadra în programul Prima Acasă. Este extrem de important că vor fi cam 10 bănci prezente în cadrul târgului cu ofertele de, de credite. A crescut numărul. Programul... În trecut erau mai puține. Da, anul trecut erau mai puține. Anul acesta... Asta înseamnă că băncile au început să... Îmbucurător este că vorbim de două bănci care, dacă anul trecut lansam oarecum semnalul de alarmă că banca este principalul partener atunci când vorbim de, de livrarea de locuințe către, către publicul larg, iată că două dintre cele 10 bănci au înțeles acest lucru. Să sperăm că și celelalte 8 care vor veni probabil ascunse în spatele acelorași
materiale publicitare de acum 5 ani, vor înțelege de la cele două care sunt pioniere în, în zona aceasta, să-și vină, să-și regândească strategiile de marketing și de apropiere către, către creditul ipotecar și către clientul final. Dragoș, crezi că o astfel de măsură, o trecere de la prima casă la noua casă, ar ajuta ambele tabere, atât cumpărătorul cât și statul? Când vorbim de acest program, trebuie să nu uităm faptul că este un program care se adresează achiziției de locuințe. Iar dacă ne uităm la statistica făcută publică de BNR din 2011, deci de aproape 3 ani de zile, în fiecare lună de la perioadă la perioadă suntem pe plus din punctul ăsta de vedere. Numărul de credite pentru achiziția de locuințe acordate de către bănci în România crește de la lună la lună, de la trimestru la trimestru, de la an la an din 2011 încoace. Se va ajunge la punctul la care creditele ipotecare standard vor face concurență serioasă creditelor prima casă. Avantajul primei case rămânând doar avansul, doar avansul de 5%, în rest, din punct de vedere al dobânzilor, lucrurile s-au aliniat. Și din acest motiv, la un moment dat, s-ar putea băncile să nu mai fie interesate să lucreze pe prima casă, să fie mult mai interesate să ofere credite standard, unde dobânda este un pic mai mare, dar nesemnificativă pentru clientul final, și ne vom trezi în mod natural că această primă casă o să dispară. Și atunci, pentru ca statul să-și păstreze influența strategică în acest domeniu, trebuie să facă această transformare către noua casă. Ce trebuie spus, dacă ne uităm la târgul imobiliar, la Timon, putem observa o creștere semnificativă a numărului de dezvoltatori care vin să expună locuințe noi. Noi ce înseamnă? Care acum se construiesc. Ăsta este un lucru foarte bun. Pe piață nu mai există locuințe pe stoc. Locuințele pe stoc deja au dispărut, adică ori și-au epuizat stocul lor, pur și simplu au fost retrase de pe piață sau s-au aliniat prețurile la nivelul la care se poate construi în acest moment, iar toți dezvoltatorii, chit că sunt dezvoltatori foarte mari de taie internațională, chit că sunt dezvoltatori mai mici care construiesc câteva blocuri, și-au aliniat prețurile și în momentul de față în târgul imobiliar găsim locuințe noi care acum se construiesc. Asta înseamnă, generează un lucru foarte bun în economie în general, și guvernul trebuie să încurajeze acest lucru în continuare. Faptul că dezvoltatorii au dat acest semnal că sunt dispuși să construiască din nou locuințe, trebuie și statul să vină să ajute și cumpărătorul să-și cumpere aceste locuințe și în special aceste locuințe noi. Deci, din punctul meu de vedere, va fi un lucru foarte bun. Va încuraja construcția de locuințe noi, nu va afecta locuințele vechi în mod semnificativ, pentru că deja avem credite standard ipotecare care concurează cu prima casă. Va fi un mic recul din punct de vedere al avansului. Adică oamenii care acum se încadrează pe prima casă și au un avans doar de 5%, s-ar putea să fie nevoit să mai aștepte câteva luni până strâng încă 10% ca să ajungă la 15% cât este avansul necesar pentru un credit ipotecar în lei standard. Deci ar fi o măsură foarte bună, toată lumea o așteaptă, dar deocamdată nimeni nu se grăbește pentru că mai sunt încă fonduri pe prima casă și cred că această primă casă o să dispară în mod natural sau o să se transforme în mod natural în programul Noua Casă. Bine, asta a anunțat și anul trecut, această trecere. O tot anunță în primăvară. Nu erau băncile foarte pregătite. Soarele, gata, anunțăm, nu, facem băncile... trecerea. Există... Pașii s-au făcut în sensul ăsta. Dacă vorbim astăzi, trebuie să ne aducem aminte anul trecut în vară spre toamnă de isteria generală legată de noile reglementări din programul Prima Casă, în care ne aducem aminte de creditul în lei versus creditul în euro. Și iată ceea ce unii au prevăzut anul trecut în toamnă, am ajuns astăzi la un nivel cam egal de dobândă. Deci, practic, dacă anul trecut toată lumea spunea, iată, programul Prima Casă nu mai funcționează, nu va mai funcționa, avem plătim pe o rată mai mult, astăzi am ajuns la nivel egal. Deci lucrurile s-au făcut și se fac în continuare în niște pași și până la urmă programul Noua Casă, care, repet, cu siguranță va apărea, nu știm când, și el trebuie foarte bine așezat în timp atunci când
va fi lansat pe piață. Că tot ai amintit de această variantă de creditare lei versus euro, spuneai că practic nu prea mai este nicio diferență. Cât de mult contează impactul asupra clientului când vine vorba de a cumpăra? Dom'le, e mai bine să cumperi în euro pentru că uite care ar fi trendul, sau e mai bine să cumperi în lei pentru că uite care sunt zvonurile în piață? Povestea este extrem de simplă până la urmă, dar noi vorbim în România de niște mentalități. Salariul în România, venitul lunar, este un venit în moneda națională. Indiferent dacă angajatul, să spunem, își negociază un salariu în euro, venitul lui constant va fi în lei. Exact. Nici măcar indexat, deci cine ne spune că da, sunt cazuri fericite, dar sunt sub pragul de 5% în care, să spunem, să luăm ca referință salariile negociate în euro și indexate la fel. Atât timp cât venitul tău prognozat, venitul pe care îți poți face coșul zilnic, este în lei, este mult mai normal ca toate calculele pe care ți le faci să ți le faci pe ponderea tot la moneda națională, deci de aceea creditul în lei te ajută mult mai ușor să-ți faci planning-ul asupra unui credit. Și aș putea spune că noi deja, iată, avem ani buni în care nu mai arătăm fluctuații foarte mari asupra cursului. Există fluctuații, dar nu mai sunt de genul celor care ne speriau înainte de anul 2000. Deci dacă vrem cu adevărat să putem face o prognoză, să ne calculăm lucrurile foarte bine, creditul în lei pare cel mai potrivit astăzi. Am vorbit mai devreme de ofertele de pe piața imobiliară, ofertele pe care le putem găsi anul acesta la Timon, și vorbeam despre segmentul rezidențial și noile locuințe, dar nu prea ne-am îndreptat puțin atenția către case. Ce se întâmplă în zona asta? Pentru Uite, mi-ai ridicat foarte ușor mingea la fileu. Pot spune că există noi proiecte de case pe pământ. Două vor fi lansate chiar în prima zi de târg. Proiecte cu unități peste 50-60 de unități de tip vilă, duplex individuală sau înșiruită. Sunt și multe alte proiecte care au apărut pe această zonă. Există, să-i spunem, un mic proiectel chiar și într-o zonă semicentrală a Bucureștiului, care este într-adevăr un lucru mare să ai parte de proiectel de case noi. Ce zonă mai exact? Foarte aproape de Parcul Tineretului. Deci vorbim de o zonă extrem de căutată. Vorbim de proiecte de case care ne duc înapoi, deci nu înapoi ca și piață, ceea ce se întâmplă în piață, ci ca și comportament de cumpărare, pentru că dacă ne aducem aminte, în anii 2003-2004 cel mai căutat produs imobiliar era casa pe pământ. Astăzi este în continuare cel mai căutat produs imobiliar și iată că există dezvoltatori care vin să satisfacă această cerere. Și este îmbucurător faptul că există o ofertă, de exemplu, în cadrul târgului, cu vile în zona de nord care au preț de start de la 50.000 de euro plus TVA de 5%. Asta ar fi un preț pe care ne l-ai dat. Vă propun ca după o scurtă pauză de publicitate să aflați și dumneavoastră care sunt prețurile caselor la Timon 2014, ediție care începe zilele următoare în Piața Constituției. Am revenit aici la Metropolis, continuăm discuția în care mergem mai departe și aflăm informații referitoare la prețurile caselor pe care le putem găsi anul acesta la Timon 2014, și este o zonă în care locuiești și tu, Dragoș, și să ne spui exact cam care sunt prețurile pe zona Corbeanca. Este un paradis verde acolo, minunat. Asta cel mai, bine o, să, cel mai sau... bine o să spună, Dragoș. Eu spuneam de case din Corbeanca care au preț de pornire cu promoție în timpul târgului de la 50.000 de euro. Dacă vorbim de prețurile din cadrul Timon, o să fiu din nou zgârcit la a da foarte multe informații. Vorbim de cea mai ieftină casă, Casa pe Roți. Este
Conceptul care a fost lansat în toamna trecută, îmbunătățit anul acesta, este casa care începe de la 8.000 de euro plus TVA. Este o casă care paradoxal beneficiază de living, dormitor, grup sanitar și bucătărie. Are undeva la 28 de metri pătrați. Am câte o garsonieră. Da, medie. Foarte bine compartimentată, chiar o să vă invit să o vedeți. Este ideală pentru zona de vacanțe, locuință de vacanță și foarte important, nu ai nevoie de autorizație de construcție pentru ea. Nu ai nevoie de teren în proprietate, te poți duce foarte ușor, ai închiriat de la un prieten sau de la altcineva, ai plătit o chirie, ai pus casa, după o lună te-ai supărat, ai zis hai să plec de la Predeal, vreau să mă la mare și te duci la mare. Asta să ieșim puțin din zona de ceea ce caută românul, locuința în care să stea cel puțin 15-20 de ani. Dacă vorbim de minime în cadrul târgului, vorbim de garsoniere care au preț de start de la 15.000 de euro, zona de sud, și vorbim de maxime care ajung vile sau imobile întregi, parter plus 4 etaje scoase la vânzare, care depășesc sumele de 1 milion de euro. Ce este extrem de interesant și de important este că oferta acoperă în primul rând toate zonele Bucureștiului. Și zonele limitrofe care înconjoară Bucureștiul mai nou. Bineînțeles, și zonele periurbane, dar când spun că acoperă toate zonele, inclusiv cartierele tradiționale cu micuțele blocuri noi plombă, ce nu acoperă oferta de locuințe noi este acoperită de oferta de locuințe second hand ofertate spre vânzare de către brokerii imobiliari. Ceea ce este din nou extrem de interesant este faptul că apelând la broker imobiliar, practic poți să ai și o evaluare în timp real asupra unei proprietăți pe care poate vrei să o vinzi sau să o străinezi. Practic este creat cadrul pentru tot ce presupune o tranzacție imobiliară, fie că ai nevoie de un credit fără să vinzi ceva, fie că vrei să faci un upgrade imobiliar până la urmă. Instrumente care fac mult mai ușoară achiziția imobiliară. Revenind la zona de prețuri, prețurile chiar sunt pe toate palierele. Este al doilea an consecutiv când găsim o egalitate oarecum de prețuri între nou și vechi. Deci un alt lucru îmbucurător este al doilea an consecutiv când vedem locuințe în zone consacrate ca fiind inabordabile până acum 2 ani, locuințe care sunt la prețuri decente pentru zona respectivă. Deci practic vorbim de o stabilizare și vorbim de o ofertă în care poți să-ți creezi exact imaginea completă asupra locuinței pe care ți-o dorești și ți-o poți achiziționa. Pentru că una este să ne dorim, alta este să și putem. Revenim puțin la discuțiile pe segmentul de locuințe vechi, second hand, cum le spunem mai bine. Care este trendul lor și volumul în piață în acest moment? Majoritatea tranzacțiilor se fac pe locuințele vechi, iar aici lucrurile sunt foarte clare. Oferta este mult mai mare și ai de unde să-ți alegi. În afară de asta, de foarte multe ori sau de cele mai multe ori sunt mult, mult mai bine amplasate. Zonele cu infrastructură foarte dezvoltată din punct de vedere al transportului în comun, în general sunt ocupate, sunt doar aceste proiecte micuțe, gen plombă, cum a spus Vlad, unde au mai găsit loc să mai dezvolte ceva. Deci, întotdeauna locuințele vechi vor avea căutare, în special din acest motiv. În afară de asta, prețurile într-adevăr s-au aliniat, s-au echilibrat și pe zona de locuințe vechi, în mod normal, prețul ar trebui să fie mai negociabil pentru că decât în cazul unei locuințe noi. În cazul unei locuințe noi, prețul este dat de niște calcule economice foarte bine puse la punct, de multe ori cu aportul băncii finanțatoare, dacă există o bancă finanțatoare. În cazul unei locuințe vechi, da, o persoană fizică care își vinde un apartament nu are un preț impus de nimeni și atunci poate într-adevăr să ducă prețul la nivelul la care să facă vânzarea în timpul pe care și l-a propus. Deci locuințele vechi au rolul lor, să spunem, și în continuare reprezintă
aproape 90% din tranzacțiile care se realizează în fiecare lună în București sunt pe locuințele vechi. Vorbim de peste 95, cam de 95% din stocul total de locuințe din România de apartamentele vechi. Deci, până la urmă, tot locuințele vechi fac piața bine. București și sunt în jur de 3500 tranzacții în fiecare lună. Locuințe noi pe stoc se estimează a fi în jur de 6000. Așa că nu sunt atât de multe deocamdată încât să, într-adevăr, să poată să influențeze în mod semnificativ și piața locuințelor second hand. Locuințelor vechi. Motivul pentru care piața asta funcționează este cu totul altul. Omul chiar nu, în prima fază, un cumpărător se duce pe locuințe noi. Vrea să vadă ce poate să-și cumpere în domeniul locuințelor noi. Adică ar prefera da, să aibă... E veșnica problemă. Bloc nou versus bloc vechi. Care este avantajul? Te duci întâi și vezi bloc nou. Da? Și dacă îți permiți să cumperi un bloc nou și îți convine zona respectiv, atunci cu siguranță face acest pas și ăsta e motivul pentru care funcționează în acest moment această piață a locuințelor noi. S-a relansat de aproape 2 ani de zile, oamenii au început să reinvestească în acest domeniu și în târg o să vedeți o ofertă semnificativă de locuințe noi pe paliere de prețuri de la 20.000, chiar mai puțin de 20.000 până la... Cam așa e targetul în prezent, adică trebuie să țintești în toate zonele cheie, să satisfaci. Depinde de produsul imobiliar, eu aș spune că este extrem de interesant că încep să se cristalizeze anumite zone grupate în funcție de comportamentul de cumpărare, de buget, de status social, pentru că nu trebuie să nu luăm în calcul faptul că achiziția imobiliară are și un segment de consumator de tip cumpărător hedonist, deci trebuie să luăm în calcul acest lucru. Vorbim de caracterul social, de grupurile sociale de apartenență și astăzi vorbim de anumite zone care încep chiar să se definească foarte mult ca produs imobiliar pe profilul cumpărătorului. Din punct de vedere fiscal, vreau să vă întreb dacă există vreo măsură care îngreunează toți acești pași în luarea unei decizii de a investi sau de a nu investi în prezent într-o locuință sau în mai multe locuințe de cealaltă parte pentru cei care fac investiții de acest gen. Cumpără 3, 4, 5 locuințe și le închiriază. Există pe zona de fiscalitate ceva ce împiedică toate aceste tranzacții? Ce deranjează? Nu sunt măsuri care să descurajeze, dar nu sunt nici măsuri care să încurajeze. Excluzând programul Prima Casă, care se adresează altui segment. Adică n-ai putea să cumperi 3 apartamente. Nu, eu aș fi chiar și mai dur. Din păcate nu există măsuri fiscale care să aducă bani la buget din astfel de închirieri. Care crezi că ar fi o măsură fiscală bună care să aducă niște bani concret? Păi, pot să răspund eu, în primul rând, ar trebui o lege a chiriilor, exact, care în momentul de față nu există. Și aici sunt doar câțiva pași de făcut. Adică lucrurile nu sunt foarte complicate, e vorba doar de voință politică pentru a realiza. Dar trebuie să luăm în calcul lucru, că la un moment dat va trebui să înlocuim oarecum sau să găsim, da, soluții, să înlocuim tot stocul acesta extrem de mare, care se degradează de la an la an, degeaba izolăm termic, degeaba venim cu fațade frumoase dacă nu luăm în calcul ceea ce se întâmplă la nivel de structură. Vorbim de locuințe în România construite în anii 60, deci facem un calcul, deja am trecut de 50 de ani. Vorbim pe zona de chirii, de piața chiriilor, exclusiv pe zona de închiriere în zona apartamentelor vechi. Vorbim de o piață a chiriilor care nu prea scade, cam de 10 ani. Și dacă nu vom veni cu o lege a chiriilor, cu măsuri fiscale în care, imaginați-vă, până la urmă trebuie să ne gândim că undeva până în 5% din închirierile realizate astăzi în România sunt declarate la administrațiile financiare. Maxim 5%. Vorbim de măsuri fiscale acum câteva luni în care supraimpozităm chiriile. Dar supraimpozităm ce? Doar pe cei 5% care sunt obișnuiți să se ducă la administrația financiară și să-și declare contractul de închiriere? Trebuie identificată. Este aceeași problemă pe care o avem în cazul tranzacțiilor imobiliare și cea a chiriilor. Este legată de sumele care se declară. Astăzi vorbim, nu există în România un instrument care să-ți spună cu cât se tranzacționează real proprietățile.
E și foarte greu să identifici astfel de lucruri. Da, dar există o grilă a notarilor care, în funcție de care, statul își impozitează și își vede până la urmă interesul. Chiar nu contează din punctul statului de vedere cu cât s-a tranzacționat o locuință. Pe stat îl interesează cât impozit plătești pentru tranzacția respectivă și pentru aceasta există acele grile notariale când vorbim de vânzare-cumpărare. S-ar putea realiza același lucru și pentru închiriere, în așa fel încât statul să știe clar ce e impozitare, că baza de impozitare s-o aibă deja calculată. Dar înainte de asta ar trebui scoase la lumină, fiscalizate toate contractele, cele 95% din contractele de închiriere care sunt în zona gri, să spunem, adică nedeclarate la fisc. Ele există, pentru că între un chiriaș și un proprietar trebuie să existe un document scris, dar ele nu sunt declarate la administrația financiară și în acest motiv statul până la urmă nu încasează nimic din aceste chirii. Deci ar fi simplu odată să luăm niște măsuri în așa fel încât să încurajăm pe oameni să fiscalizeze toate aceste contracte și asta se poate face cu ajutorul unei legi care sunt măsurile care ar proteja totodată atât proprietarul cât și chiriașul, exact, pentru da. Că vorbim de proprietari care se plâng de chiriași care au vandalizat apartamente sau pleacă din apartamente cu câte ceva. Vorbim de chiriași care se plâng de proprietari că exact. S-au trezit afară după două zile. Sau că proprietarul nu și-a îndeplinit toate obligațiile sau nu știe ce obligații are. Pentru asta ar trebui să existe această lege. Fiscalizăm tot, facem și o grilă cu chiriile medii pe zone, pe tipuri de apartamente și în felul ăsta statul chiar poate să-și facă un calcul la 1 ianuarie să știe câți bani are de încasat până la sfârșitul anului. În momentul de față ei nu au aceste... Nu, statul nu poate să... Bun, pentru cineva care închiriază un apartament, el este viitorul chiriaș acolo. Vin la tine, proprietar, cu actul, da? Eu cât plătesc când mă duc să înregistrez ăla? Cât plătește chiriașul? Chiriașul nu plătește nimic. Nu plătește nimic. Și cât plătește celălalt proprietar? Proprietarul plătește în mod normal impozitul de 16%, din care se poate deduce 25% pe cheltuiel. Asta înseamnă un 12% plus 5,5% CSS-ul. Deci proprietarul ajunge să plătească minim 17,5%. 17,5%, ceea ce nu este foarte mult. Dacă îi dau omului cadru sau îi dau suficientă motivație să fac acest pas, să înregistreze acest fisc, având o garanție că nu va avea probleme cu chiriașul, de exemplu, să spunem, nu reprezintă o sumă foarte mare și sunt convins că orice proprietar ar suporta-o. Dar dacă statul ți-a acești bani, dar nu-ți oferă nimic în schimb. Pur și simplu, nu-ți oferă nicio garanție că, într-adevăr, contractul respectiv de închiriere se va duce la bun sfârșit și așa mai departe, sau nu-ți apără interesele tale ca și proprietar, atunci de ce să faci asta? De ce să dau niște bani dacă îi dau degeaba? Dacă le-am dat și niște motive pentru care să proprietarii să plătească acești bani, cu siguranță ne vom trezi cu o avalanșă de contracte înregistrate la fisc. Da, asta este o problemă destul de delicată când vine vorba de a încuraja și de a stimula factorul uman în luarea unei astfel de decizii. Că e destul de greu să influențezi cumpărătorul să îl bată pe omor pe proprietar. Dom'le, eu zic că tu ar trebui să înregistrezi asta odată ce l-am semnat amândoi sau proprietarul să meargă cu el să ne înregistreze. Dacă vorbim iarăși de măsuri pe care ar trebui cineva să le ia în calcul sau în discuție măcar, ar trebui să ne întoarcem puțin la discuțiile legate de construcțiile noi. Să ne legăm puțin și de programul Noua Casă, dacă el va intra în vigoare, pentru că în acest moment construcțiile noi și mai ales de case, că vorbeam de case, nu sunt, finanțarea construcțiilor noi nu este absolut deloc încurajată în acest moment. Băncile se feresc să ofere credite pentru construcția de locuințe noi. Pentru că din punct de vedere tehnic este foarte greu să pui ipotecă pe o construcție care ea, deocamdată nu există, banca începe să finanțeze pe etape de lucrări și în final, pentru a pune ipotecă pe întreaga construcție, trebuie să ajungă să fie intabulată. Dar ca să fie intabulată, mai sunt niște etape care, din punct de vedere tehnic, dacă statul ar reuși să ajute și să găsească niște proceduri care să simplifice tot acest proces, când vorbim de construcții noi în credit, prin credit, în afară de asta, dacă ar aduce și o garanție măcar de 50%, cum aduce acum pe prima casă, cu siguranță atunci băncile se vor întrece în a acorda finanțare pentru asemenea proiecte și vom asista la o relansare a construcțiilor de case pe pământ, mai puțin blocuri. Cerere pentru case există, problema aia este legată de finanțare, pentru că acum este greu să accesezi finanțare pentru construcția unei case, băncile fiind reticente. Apropo de construcția unei case, cum sunt prețurile terenurilor și care sunt ofertele la Timon în anul acesta în ceea ce privește terenurile? Prețurile terenurilor de 4 ani încoace sunt cele
pe care le oferă cumpărătorul de teren. Prețurile terenurilor sunt cele care sunt conferite de posibila destinație a terenului respectiv. Practic vorbim de Caritasul care a prăbușit piața imobiliară, pentru că terenurile au fost exact ca un Caritas care a prăbușit piața imobiliară, care a dus la celebra bulă. Vorbim de extrem de mulți proprietari, pentru că dacă ne aducem aminte în anii 2005-2006, chiar și 2007, probabil cel care nu deținea și el un teren pe care în două luni să-l vândă la un preț mai mare, înseamnă că nu știa să facă business în România. Nu era un antreprenor de succes. Așadar, astăzi terenurile sunt, încă nu sunt aduse la nivelul la care poate ar trebui ele să valoreze. Terenurile încă nu sunt gândite de către potențialul, de către cumpărător din ceea ce înseamnă ele, repet, ca și destinație, pentru că astăzi piața, profilul, tot ceea ce se întâmplă la nivel național, dar mai ales la nivel global, au făcut ca dezvoltatorii, investitorii să fie mult mai atenți pe calcule și pe ceea ce înseamnă strategie de business. Este un lucru extrem de știut și vă spun manualele, nu o spunem numai noi și acolo, spre acolo trebuie să tindem. Un teren nu are voie să reprezinte mai mult de 20% din valoarea unei investiții. Păi, atunci proprietarul va trebui să-și gândească, pentru că toată lumea întreabă, am un teren, cu cât aș putea să-l vând? Gândește-te întâi la cumpărător, ce ar putea să facă cumpărătorul pe terenul tău, cât ar trebui să investească și terenul tău n-ar trebui să valoreze mai mult de 20% din investiția respectivă. Cam asta ar fi un prim calcul pe care ar trebui să-l faci, dar dacă ne uităm puțin pe zone, că asta ne interesează, unde sunt zonele alea cheie, unde se simte într-adevăr un preț accesibil omului care vrea să-și construiască o casă pe pământ? Zonele periurbane. Vorbim în București real astăzi, dacă vorbim strict București, vorbim doar de câteva zone care au construcții de case sau vile. Da? Vorbim de zona Primăverii, vorbim de zona Vatra Luminoasă, vorbim ușor de zona Tineretului, dealul Mărțișor și vorbim poate ușor ieșirea dinspre Militar și cam atât. Pe acolo, oricum s-a dezvoltat astea extraordinar sunt zonele, de mult zona zonele și s-a aglomerat. Acestea sunt zonele consacrate. Dacă, da, zonele tradiționale care au avut construcții de vile, de case înainte de 90. Astăzi, dacă vorbim de zone în care se pot construi vile, vorbim de zona de nord, unde în continuare supremația este deținută de Pipera și trebuie să fim conștienți că cei care își doresc casă pe pământ cu teren aferent, pentru că până la urmă îți dorești o casă pe pământ ca să ai măcar 50 de metri pătrați liber de curte, ca să nu spun 100, sunt exclusiv și vor fi exclusiv apanajul zonelor periurbane. Aici intervine partea de legislație, de susținere, de încurajare. Dacă dorim să susținem construcția de case pe pământ, aceste zone periurbane ar trebui gândite ca zone de dezvoltare, de extindere în centrul concentric ale aglomerației urbane și ar trebui susținută construcția de astfel de proiecte prin partea de rețelistică, utilități, mijloace de transport în comun și facilități pentru respectivele cartiere. Bine, și aici implică o altă legislație, alte costuri, alte întârzieri, alte termene. Nu, cred și că ar presupune o strategie gândită pe cel puțin 15-20 de ani și, repet, trebuie să ne gândim că avem un stoc de locuințe, cel puțin la nivelul Bucureștiului. Încă mai stăm bine în celelalte orașe, dar la nivelul Bucureștiului vorbim de un stoc de locuințe în care este extrem de trecut ca și durată de viață, riscăm să ajungem ca, da, noi să ne uităm bătrânei la televizor și să vedem dezbateri peste 40 de ani în care să vorbim de blocurile care astăzi sunt tapetate cu polistiren sau mai sunt tranzacționate și să vorbim ca celebrele blocuri cu bulină roșie de pe Bulevardul Carol, de pe Dacia și așa mai departe. Magherul și alte zone. Da, nu cred că vrem să peste 20 de ani să avem aceeași dilemă și aceeași problemă. Ca să putem să dezvoltăm și să
să asigurăm siguranță și calitate în construcții, va trebui să gândim dezvoltarea orașului și să vedem ce putem face în acest sens. Pe termen lung. Luăm o scurtă pauză de publicitate, continuăm imediat la aici, la Metropolis, discuția despre ofertele pe care le puteți găsi la cel mai mare târg imobiliar al anului Timon 2014. Continuăm discuția aici la Metropolis referitor la piața terenurilor, pentru că eram în zona respectivă. Ce oferte puteți găsi anul acesta la Timon 2014? Se anunță o ediție plină de noutăți imobiliare, ansambluri rezidențiale și oferte pentru toate buzunarele. Așadar, este o perioadă foarte bună pentru achiziții, dar mai multe ne spune și Dragoș referitor la terenuri, pentru că am rămas în zona asta, propun să o exploatăm puțin. Dacă vorbim de piața terenurilor în domeniul rezidențial și ne referim aici la oameni care își doresc să cumpere un teren pentru a construi o casă, putem spune că lucrurile s-au echilibrat, să spunem, s-au așezat și în acest moment prețurile au scăzut atât de mult încât cu 10, 15.000, 20.000 de euro poți să sper să găsești o parcelă de teren de 400-500 de metri cu toate utilitățile pe care în 6 luni de zile să-ți construiești o casă. Deci dacă avem persoane care intenționează să se mute la casă, să ia în calcul achiziția unui teren cu un buget de 10-20 de mii de euro și construcția unei case care poate să ducă în funcție de suprafață la 50 de mii, 70 de mii, depinde. Dar până la urmă, ce este important este faptul că terenurile au scăzut atât de mult încât oamenii își îndreaptă din nou atenția către această piață. Au scăzut și ofertele s-au înmulțit, pentru că mergând de la zonă la zonă, unde vezi câte o plăcuță de vânzare, de vânzare, de vânzare. Repet, doar numărul de telefon. Repet, și vorbim de efectul caritasului terenurilor. Oferta, într-adevăr, este foarte bogată. Ai de unde să-ți alegi. Deci trebuie doar să îți propui lucrul ăsta și să mergi pe teren, să-ți iei un broker care să te ducă într-o anumită zonă, să-ți arate într-o zi 40 de terenuri și din cele 40 de terenuri să-ți alegi terenul cel mai potrivit pentru tine. E important să te decizi asupra unei zone pe care tu o consideri potrivită pentru tine, pentru familia ta sau o zonă potrivită pentru viitor. O zonă în care să ai încredere că se va dezvolta în direcția potrivită. Deci e important să-ți alegi o zonă foarte potrivită pentru tine, după care să-ți iei un broker să mergi pe teren, într-o zi ai văzut 40 de terenuri și a doua zi poți să-ți cumperi un teren pe care în 6 luni de zile să-ți construiești o casă, iar ca și buget te poți aștepta la un minim 10.000, deci loturi sub 10.000 înseamnă că au niște probleme, ori n-au utilități, ori sunt departe de infrastructură și mai departe, dar la o medie de 20.000 de euro te poți aștepta la un lot de casă, între case, adică nu în câmp, între case, cu asfalt, gaze și electricitate. De fapt, dacă vorbim de utilități, să știți că în zilele noastre deja oamenii se întreabă doar de curent electric. Deci dacă ai curent electric, deja poți să-ți faci planul să-ți construiești o casă oriunde ar fi acea casă, pentru că restul utilităților există soluții alternative și din punct de vedere canalizării și din punct de vedere gazelor foarte la modă în momentul de față. Deci între 10.000 și 20.000 de euro un lot de teren, cu siguranță găsim și în nord, și în sud, și în est, și în vest. Important este să-ți alegi o zonă, să te canalizezi pe respectiva zonă, să pleci pe teren și să cauți cel mai potrivit lot de teren pentru tine. Pentru zona de dezvoltare industrială sau, nu știu, dezvoltare rezidențială într-un termen foarte mare, cum stăm la această piață a terenurilor? Vorbim de două lucruri. Tot de zonele periurbane aici. Da, vorbim de două lucruri. Vorbim de zonele periurbane. Vorbim de, eu spun că îmbucurător în această zonă este că România a început a început din nou să prezinte interes pentru dezvoltatorii din străinătate, pentru investitorii din afară. Oarecum aș putea spune că e un lucru bun, e un lucru rău. Nu suntem bucuroși și suntem nefericiți de tot ceea ce se întâmplă în Ucraina, dar paradoxul este că un lucru pozitiv plecat de la situația din Ucraina o reprezintă atenția investitorilor occidentali către România și Polonia. Sunt două zone care vor trebui întărite din punct de vedere economic și al mediului de afaceri. Vor trebui sporite investițiile în România și în Polonia pentru a nu ne duce spre o zonă în care să devenim captivi economic puterii de la est. Deci
lucrurile oarecum sunt bune. Revenind la ceea ce întrebai pe zona de terenuri de dezvoltare rezidențială, vorbim de dezvoltatori care sunt de multă vreme pe piața din România, dezvoltatori care au terenuri în portofoliu astăzi, deci dezvoltatorii cu tradiție din România au terenuri deja în portofoliu, rămân doar ca ei să precizeze momentul în care demarează noi proiecte sau noi investiții imobiliare, și pentru aceștia lipsa unor finanțări mai mari sau dificultatea finanțărilor îi împiedică pe aceștia să dezvolte la o scară mai largă. Atunci ei trebuie să iasă cu faze de proiect mai micuțe, cam așa e și majoritatea acum. Dacă n-au mai prins prin zonele periurbane, că erau deja loturile mari luate, s-au concentrat către anumite zone și au luat terenuri mai mici, unde au făcut ansambluri rezidențiale ceva mai mici, ansambluri, locuințe ceva mai mici. Trebuie să facem oarecum o distinție între partea de dezvoltare, cum i-ai spus tu, rezidențială industrială, ca la carte, și distinția dintre dezvoltarea imobiliară reprezentată de blocul plombă sau micuțele blocuri plombe. Acolo vorbim efectiv de construcție de bloc pe un teren. În momentul în care vorbim de dezvoltare imobiliară, vorbim de zona de dezvoltare care să corespundă unui anumit tipar, unui anumit tipic. Din punctul acesta de vedere, dezvoltatorul care vine cu un proiect destul de mare întâmpină mult mai multe dificultăți decât cel care construiește pe o plombă sau un petic de teren. Și ne referim aici numai dacă stăm să calculăm suprafețele comune, utilitățile, rețelele și așa mai departe. Și de aceea, practic, anumite dezvoltări de anvergură au costuri mai ridicate decât dezvoltări imobiliare, repet, de acest tip plombă. Trebuie să ținem cont totodată și de partea de sistematizare, de urbanism. Nu aș putea să nu trag un semnal de alarmă și să spun, de exemplu, că ceea ce se întâmplă în sud, mai ales în zona Popeșle, Ordeni, mi se pare un pionierat la capitolul dezvoltare urbană, și scuzată-mi fie expresia, eu dacă aș fi în locul primarului de acolo, aș fi dat afară toată suita de arhitecți șefi. Este inadmisibil ce se întâmplă acolo. Este îmbucurător că se construiește, dar dacă, virgulă, construim, haideți să nu construim oricum. Ca nivel de urbanism, ca nivel de dezvoltări urbane, pentru că dacă facem străduțe de 2 metri lățime, s-ar putea să ne trezim peste 5 ani, 10 ani că străduța respectivă nu mai poate acoperi nevoia de trafic, nu mai poate acoperi anumite lucruri, nu mai avem canalizări. Și atunci ce facem? Ne apucăm să dărâmăm ce am construit astăzi? Ai mai mută gardul puțin al vecinului, mai iau autorizații și am văzut că se practică pe la noi. Stai puțin că e trotuarul, nu mai e trotuarul, mutăm gardul la vecinul. Și uite, așa se găsește și suficient spațiu. Așa că săptămâna asta ne așteptăm la noutăți. Câți expozanți spune că o să fie la Timon anul ăsta? Sunt peste 100 de expozanți, dezvoltatori imobiliari, brokeri, agenții imobiliare, companii de consultanță, instituții bancare, precum și zona de accesorii pentru casă, mobilier, decorațiuni, finisaje, și chiar în premieră vom avea o zonă de inventică, pentru că vom promova o invenție exclusiv românească, adresată segmentului rezidențial. Vom prezenta în cadrul târgului termostatul inteligent care îți reduce costurile de încălzire cu între 15% și 30% fără a-ți afecta confortul. Da, invenție 100% românească. Da. Foarte frumos. Prezentată în premieră la Timon. Da. Și prezentată în premieră la Timon. Domnilor, punem punct aici ediției de Imobiliare Metropolis. Vă mulțumesc frumos pentru prezență, că v-ați rupt din timpul vostru dedicat sărbătorilor. Mulțumim pentru invitație. Ne vedem la Timon, Vlad. Mergem să facem niște materiale frumoase, să venim cu noutățile și prezentăm publicului și totodată oportunitățile de investiție. Vă mulțumesc frumos. Mulțumim. O săptămână frumoasă, să aveți tuturor, și petrecere frumoasă în continuare alături de membrii familiei dumneavoastră sau de prieteni, de ce nu? O săptămână bună să aveți, ne vedem în continuare, rămâneți cu Money Channel.